Ok, am ales să mă leg de povestea asta cu Wi-Fi 6 pentru că nu e zi de la Dumnezeu în care câte un producător de orice, telefoane, laptopuri, tablete, etc., dar mai ales de rutere, să nu-mi dea la temelie cu specificația asta. Este Wi-Fi 6. Așa, și care e poanta? Prin urmare, am zis că poate ar fi o idee bună să ne lămurim noi și odată cu noi și unii dintre oamenii de pe aici, de pe Playground, pentru care termenul ăsta pretențios este învăluit în ceață, așa? Care e faza cu produsele astea Wi-Fi 6? Sunt ele mai bune, mai rapide, mai cu 4 bile, așa? Merită să faci trecerea la acest standard? Și ce înseamnă el până la urmă în cifre absolute? Deci, dacă ai în casă deja un router mai vechi, dar și o grămadă de produse de generație mai nouă, gen telefon, televizor, tabletă, laptop, care suportă acest standard, întrebarea este: ar trebui să-ți upgradezi routerul? Iar varianta B a acestui scenariu este așa. Tocmai îți cauți un router nou și dacă tot faci o achiziție proaspătă, poate că merită să te întrebi. Nu cumva ar trebui să mi-l cumpăr direct Wi-Fi 6? Ok, vom încerca să răspundem tuturor acestor întrebări pe rând, așa încât la finalul acestui video să avem cu toții o idee limpede despre ce înseamnă Wi-Fi 6 și, pe cale de consecință, să decidem dacă investim în asta sau nu. Și evident, am și un exemplu, un cobai foarte accesibil pe care îl vom testa la sânge și vom vedea dacă există diferențe față de mai bătrânul, dar extrem de potentul nostru router Wi-Fi 5 din birou. Dar să nu anticipăm, așa că stați aproape câteva minute și toate astea vor fi dezvăluite rând pe rând. Bun, hai să pornim de la următoarea afirmație clasică. E un pic mai complicat. Deci dacă crezi că rețeaua ta va fi pur și simplu mai rapidă și atât, odată cu trecerea la Wi-Fi 6, vei înțelege repede că nu despre asta este vorba. Asta este doar o variabilă. Da, în teorie rețeaua va fi mai rapidă, dar mai mult este vorba despre altceva. Despre acoperire, dar mai ales despre numărul de dispozitive ce poate fi conectat la un router și să și meargă în condiții bune, toate ele, dispozitivele. Tehnic vorbind, deși promit că am să mă străduiesc ca acest video să fie cât de cât inteligibil pentru un număr cât mai mare de oameni, Wi-Fi 6 înseamnă în păsăreasca domeniului standardul 802.11ax și este un pas mai departe față de universal răspânditul în acest moment 802.11ac. Deci nu este vorba despre vreo nouă și separată tehnologie de conectare la internet sau de transmiterea datelor gen fibră optică sau mai știu eu ce laser, frate. Este vorba despre aceeași bătrână tehnologie Wi-Fi cu care suntem hiperfamiliar cu toții, doar că este un standard Wi-Fi care încearcă și reușește să transmită acest semnal mai eficient. Bun, și de ce se cheamă așa? Păi răspunsul este simplu, este cea de-a șasea generație a standardului 802.11, ceea ce pe cale de consecință înseamnă că 802.11ac a fost a cincea și tot așa. Așadar, denumirea asta pretențioasă nu este decât o simplă metodă de a numerota diversele update-uri și upgrade-uri ale standardului Wi-Fi 802.11. Noua versiune este certificată încă de acum 2 ani, din 2019. Dacă ar fi să observăm un pattern, o schemă, cam la 5 ani apare un standard nou în industrie, care scutură lucrurile. 802.11n în 2009, 802.11ac în 2014 și iată 802.11ax în 2019. Și era și cazul. Dacă la început standardul AC a făcut grațios față tuturor provocărilor, cerințele actuale, gen streamingul 4K și penetrarea conținutului multimedia în toate casele, cer mai mult decât poate oferi standardul AC. Bun, și acum că am stabilit oarecum ce este Wi-Fi 6 și de ce se numește așa, hai să vedem cine îl implementează. Păi în momentul ăsta mai toată lumea. Cam toți producătorii de rutere, de la Cisco și până la TP-Link și de la Netgear la Asus, cam toate ruterele noi suportă acest standard. Și uite că cel de față, un Mercusys MR70X la nici 200 de lei, suportă Wi-Fi 6. Vom reveni imediat și la el. Dar în partea ilaltă a dispozitivelor pe care le conectezi, păi destul de clar și aici. Primul telefon care a implementat acest standard a fost Galaxy S10, apoi iPhone 11 și rând pe rând și celelalte telefoane, laptopuri și tablete deopotrivă. Așadar, varianta scurtă sună în felul următor. Vei avea nevoie atât de un router Wi-Fi 6, cât și de un dispozitiv Wi-Fi 6 pentru a te bucura de toate avantajele oferite de standardul 802.11ax. Și acum întrebarea e așa. Dacă dispozitivele tale pe care le conectezi sunt mai vechi și nu suportă acest standard, ce se întâmplă? Răspuns. Nimic. Noile rutere Wi-Fi 6 sunt toate back compatible, adică vor suporta și vechile dispozitive,
dar nu vor mări niciun fel performanțele acestora în rețea. Destul de simplu, nu? Adică dacă telefonul sau laptopul tău nu sunt Wi-Fi 6, dar routerul este, ele se vor conecta, vor merge ok, dar nu vor beneficia de niciun plus de viteză. Bun, și acum să mergem la următoarea întrebare. Presupunând că am atât routerul, cât și dispozitivele Wi-Fi 6, cât de mare este câștigul de viteză față de precedenta generație? Well, it's complicated. Pe hârtie și în teorie, rata de transfer este mai mare cu vreo 30%. În realitate, not that much. Am folosit drept benchmark routerul nostru Wi-Fi 5 802.11ac din birou, un Asus AC2600 Dual WAN de exact 8 ori mai scump decât Mercusisul de față. Am făcut apoi o serie de teste empirice pe Mercusis, gen să copiem via Wi-Fi un fișier de o anumită dimensiune dintr-un PC în altul, am cronometrat timpii și după aia am făcut o medie a vitezei de transfer. Mă interesa viteza locală a rețelei, independent de internet. Voiam să văd cu cât putem transfera între două PC-uri, ambele Wi-Fi 6, un desktop puternic și un laptop MacBook X Pro, un anume fișier video de 10 GB. Vitezele maxime atinse pe MR70X au fost de 5600 de megabiți, deci sub specificațiile sale de 1200 pe banda de 5 GHz. Unul dintre PC-uri a fost conectat via cablu, direct în router, iar celălalt pe Wi-Fi 5 GHz. Chestia este că atunci când am repetat testul pe routerul nostru profi din birou, rezultatele nu au fost cu mult mai bune, dar țin cont și de faptul că routerul ăla, fie el și Wi-Fi 5, este peste 1500 de lei versus un router de nici 200 de lei. Dar în ceea ce privește viteza maximă de transfer a ăstuia de 1200 Mbps din specificații, eu unul nu am reușit să o ating în acest scenariu de utilizare reală. Important este însă că ea, fie și la jumătate din aceste specificații, s-a dovedit constantă și stabilă. Apoi am trecut la măsurarea vitezei pe net. Aici lucrurile sunt destul de simple. În birou avem un gigabit de la RDS și, măsurată pe cablu, viteza mi-a ieșit blană 1 giga pe ambele rutere. Pe Wi-Fi însă, pe routerul nostru Wi-Fi 5 de la Asus, am atins cam 700 Mbps pe wireless, viteză măsurată pe MacBook Pro-ul meu de 16, tot Wi-Fi 5. Iar pe routerul Mercusis, viteza măsurată pe un laptop MacBook X Pro compatibil Wi-Fi 6, cam tot atât. Deci diferențe insesizabile în practică față de un router Wi-Fi 5. Dar, din nou, țineți cont că vorbim despre un router de 200 de lei versus unul de 1600. Dar concluzia mea overall este că pentru mediul home, diferențele vor fi destul de puțin sesizabile. Așa că am trecut la următorul test empiric. Și anume la un alt avantaj scriptic al standardului mai nou, și anume numărul de dispozitive conectate în aceeași rețea. Să vedem cum distribuie netul către multiple dispozitive. Întâi am testat pe routerul Wi-Fi 5, unde întâi am conectat unul, apoi două și apoi până la 5 dispozitive simultan, pe care am rulat tot simultan teste de viteza rețelei. Ceea ce am obținut a fost o împărțire, o distribuire relativ egală a celor 6700 de megabiți de care este capabilă rețeaua de 5 GHz a routerului Asus pe cele 5 dispozitive. Adică am obținut cam 100 de mega plus minus între 10 și 30 pe fiecare dintre device-urile conectate. Repetarea ulterioară a testului pe Mercusis în exact aceleași condiții, cu exact același net gigabit conectat pe cablu în router și distribuit apoi mai departe via Wi-Fi 6 pe 5 GHz, a dus la cam aceleași rezultate. Din nou, diferențe insesizabile. Nu știu ce se întâmplă dacă scalez testul la niște zeci de dispozitive, dar raportat la cele câteva, 5-6, telefoane, laptopuri și PC-uri pe care le-am agățat de prin birou, cam astea au fost rezultatele. Cum de altfel remarcau mai multe publicații, atunci când numărul dispozitivelor conectate este mic sau chiar mediu, diferențele sunt destul de greu de observat. Dar pentru mine, takeaway-ul a fost că acest router de 200 de lei se mișcă atât ca viteze, cât și ca număr de conexiuni suportate și gestionate eficient, comparabil cu unul mult mai scump, chiar dacă de generație mai veche. Sigur, aici intervine un asterisk mare de tot. Cineva ar putea spune acum, păi atunci, de ce să mai dai o grămadă de bani, precum ați dat voi pe sus numitul AC2600, când poți să-ți iei un router de 200 de lei care face același lucru? Merită în cazul ăsta? Păi sigur că merită, pentru că la un router nu este vorba doar despre parametrii descriși mai înainte, adică viteză și transfer. Acela costă cât costă pentru că oferă nenumărate chestii extra. 8 porturi pe fir față de 3. Iar la heavy duty, cum se întâmplă la noi în birou, workstation-urile, unitățile de stocare de 10 de tera, precum NAS-uri sau alte unități externe, sunt toate conectate via cablu. Are dual WAN, adică poți aduce net pe el din două surse diferite pentru redundanță, are tot felul de funcții de agregare, multiple layere de securitate, setări avansate pentru rețele private și tot așa. Lista este nesfârșită. Este o sculă extrem de complexă, care costă cât costă, fix grație acestor funcții extra.
Dar în acest context este important măcar faptul că atunci când te raportezi doar la caracteristicile simple, de bază, gen stabilitate, rate de transfer și altele asemenea, jucăria asta de 200 de lei ține pasul. Revenind la discuția noastră, mai trebuie să ții cont și de viteza de net oferită de providerul tău. În cazul meu este de 1 giga pe fibră și oricât de rapid ar fi routerul Wi-Fi și indiferent de standardul acestuia, oricum nu poți depăși această barieră. Va trebui ca aceste viteze să crească așa încât tu să poți beneficia de tot ce oferă această tehnologie numită Wi-Fi 6. Dar când acele viteze de peste 1 giga vor fi aici, scula ta va fi pregătită să-ți ofere via Wi-Fi viteze mai mari, cel puțin în teorie, în cazul de față al routerului MR70X de până la 1.200 pe Wi-Fi-ul de 5 GHz. Bun, dar tocmai am spus că momentan și în practică, în lumea reală și prezentă, aceste diferențe nu sunt observabile. Deci, care-i șpilul? Wi-Fi 6 este un standard gândit să permită routerelor să comunice mai eficient cu mai multe dispozitive deodată, consumând totodată mai puțină energie. De exemplu, aceste routere pot ambala mai multă informație în fiecare semnal pe care îl trimit și, de asemenea, pot servi clienți multipli deodată pe un singur canal, adică să dividă respectivul canal în alocări mai mici de frecvență care să ofere routerului tău încă o magistrală pe care să distribuie informația și în acest proces să reducă și latența. La fel de importantă este partea asta numită Multiple User, Multiple Input, Multiple Output sau MUMIMO, ceea ce are și routerul ăsta. Caracteristica asta permite routerului să comunice cu mai multe dispozitive simultan, utilizând diferențele spațiale dintre ele pentru a le acorda atenție diferențiat. Chestia asta exista și înainte, pe routerele Wi-Fi 5 de până acum, dar funcționa doar pentru semnalele care plecau din router. Acum, routerul gestionează în egală măsură și semnalele ce vin dinspre multiplele dispozitive. Ar mai fi de menționat tehnologia numită Target Wake Time, care se referă la un fel de programare când dispozitivele se trezesc și cer informații. Asta ajută respectivele dispozitive să-și mărească autonomia, mă refer la baterie și sleep mode, și să nu interfereze unele cu altele, mai ales când vine vorba despre IoT, chestii gen senzor de mișcare, camere de supraveghere și așa mai departe. De exemplu, când un senzor de temperatură are nevoie să-și raporteze statusul către router, routerul îl va programa în așa fel încât să nu interfereze cu vreun alt semnal concomitent. Asta se aplică așadar mai ales pentru dispozitive din astea inteligente de monitorizare sau permanent conectate, smart stuff. Este complicat, așa cum ziceam și la început, dar îmbunătățirile există și sunt substanțiale. Chiar dacă aparent în acest moment, în scenariile actuale de utilizare, aceste diferențe nu sunt atât de palpabile, de evidente. Deci dacă te roade dorința de a-ți înlocui routerul Wi-Fi 5 actual, eu zic că poți să te mai abții. Dar dacă ești în căutarea unui router nou fix acum, atunci da, merită ca el să fie future-proof, așa că ia-l Wi-Fi 6 fără să clipești. Dar ține minte un lucru, nu vei beneficia de toate avantajele lui până când dispozitivele pe care le folosești nu vor suporta ele însele Wi-Fi 6, până când nu vor fi suficient de multe așa încât să ai nevoie de un astfel de router și până când vitezele la net nu vor crește și ele suficient cât să tragi foloase de pe urma ratelor de transfer de peste 1 giga pe care aceste rutere le pot oferi pe Wi-Fi. Este un upgrade al standardului precedent, nu un booster de rețea, așa că performanțele vor fi direct influențate de ceea ce bagi în router, mă refer la internet, și la ce conectezi la el, adică dispozitivele tale personale, mai multe sau mai puține. Preferabil mai multe, dacă vrei să merite investiția. Dar unde cu siguranță vei începe să simți diferența, dacă nu cumva o simți, eu unul am experimentat-o deja în câteva locuri, asta se întâmplă în locurile aglomerate, gen stadioane, aeroporturi, birouri mari și foarte mari, cu mulți angajați și așa mai departe. Adică la nivel business enterprise, unde ai nevoie să acomodezi dispozitive multe cu cerințe mari. Și acum hai să ne aplecăm puțin asupra acestui exemplar de la Mercusys, MR70X, care este o intrare bună și ieftină, la nici 200 de lei, în acest univers. Pachetul este evident minimalist, ai routerul, un alimentator și un cablu de rețea. Routerul însuși are 3 porturi LAN, un port WAN și 4 antene mărișoare. Pe cele două benzi de 2,4 și 5 GHz, ratele de transfer maxime specificate sunt de 574 respectiv 1200 Mbps, și mai ai câteva funcții utile, gen BSS Color, care reduce interferențele, și OFDMA și MUMIMO, despre care am povestit și mai înainte. Partea care ne-a plăcut și mie și lui Ovidiu, cât l-am testat, a fost că s-a instalat crazy easy, deci instalarea a fost lină și lipsită de orice fel de momente de alea de scârpinat în cap, iar interfața este extrem, extrem de simplă și de prietenoasă, fie că o accesezi pe PC din browser sau de pe telefon.
Am mufat netul nostru gigabit de la Digi și am conectat la router toate cele de prin birou. Telefoane, PC-uri, laptopuri, PS5-ul, mă rog, toate dispozitivele care ne-au căzut în mână. Conexiunea a fost super stabilă și asta în timp ce descărcam un joc pe PC, făceam un update la PS5, mă uitam la un film pe Netflix, pe unul dintre laptopuri și mai uploadam și un video de vreo 10 giga pe YouTube. Pe cablu am putut trage jocuri de pe Steam cu până la 100 MB pe secundă, iar wireless v-am povestit deja ce și cum. A da, și-am mai remarcat ceva, că pe măsură ce crești distanța dispozitivului conectat la Wi-Fi față de router, viteza scade un pic, iar dacă mai adaugi și un perete 2 în ecuație, pe banda de 5 GHz cel puțin, lucrurile devin ceva mai complicate. Este până la urmă un router entry, deci nu poți avea așteptări de router de 1000 de lei. Dar de făcut își face bine treaba și mai ales este un entry bun dacă vrei să începi să te joci cu acest nou standard. Pe MR70X îl poți folosi cu brio, atât standalone, dar și ca extender pentru rețea și toate astea la 190 de lei. La atât l-am găsit eu în momentul ăsta pe eMAG. Deci sper și zic eu că am răspuns la mai toate întrebările din intro. Merită deci să treci la Wi-Fi 6? Dacă ai deja un router bun Wi-Fi 5 și ai doar câteva dispozitive gen telefon, laptop, TV pe care le folosești cu măsură și care nici nu suportă acest standard, atunci răspunsul meu este nu. Dar dacă ai o mulțime de device-uri de generație nouă și Wi-Fi 6 compatible, iar viața ta se învârte în jurul lor, adică ai PC, consolă, TV, telefon, laptop, tabletă și așa mai departe, și le folosești din gros și mai ești și în căutarea unui router nou, atunci merită și trebuie ca el să fie Wi-Fi 6. Mai ales că, iată, există acum astfel de rutere care suportă acest standard la prețuri din astea normale, gen 200 de lei, cum este acest MR70X de la Mercusis. Și partea bună este că aceste rutere sunt oarecum future-proof și spun oarecum, pentru că între timp a mai apărut Wi-Fi 6E, care este un Wi-Fi 6 extins, căruia i s-a adăugat și banda de 6 GHz. Dar oricum ar fi, este o direcție care se va menține cel puțin pentru următorii 5 ani. Eu sper că am făcut un pic de lumină și că cele povestite aici vă vor fi de folos. Abonați-vă pe Playground, mai avem puțin de tot și ne facem 50,000 strong și aici, așa că hai cu abonarea și evident spor la joacă!